Continuăm cu o informație de ultimă oră. 10 oameni, printre care și 2 copii, au fost răniți în timpul unui accident grav care a avut loc pe DN2. Un microbuz și 2 mașini s-au ciocnit în zona localității Bălcăuți din județul Suceava. Colegul nostru, Vasile Dale, ni se alătură în direct cu mai multe detalii. Bună dimineața, Vasile, te ascultăm! Bună dimineața tuturor! La nivelul județului Suceava a fost activat planul roșu de intervenție, asta după ce 3 autovehicule s-au ciocnit pe drumul național 2 în zona localității Bălcăuți. La sosirea echipajelor de intervenție la fața locului au fost identificate 10 victime, dintre care 2 copii. În urma impactului între cele 3 vehicule, 2 autoturisme și 1 microbuz, cei 3 șoferi au rămas încarcerați. Unul dintre aceștia este inconștient. În acest moment, pompierii încearcă să-i descarcereze și să-i predea echipajelor medicale. La fața locului au fost trimise 4 autospeciale de la SMURD și 4 autospeciale de la ambulanță. Asta pentru a interveni și a acorda primele îngrijiri persoanelor rănite. În zonă, traficul rutier este în acest moment blocat și asta deoarece se intervine pentru acordarea primului ajutor victimelor. Deocamdată, polițiștii nu au transmis cauza care a dus la producerea acestui grav accident rutier. Cercetările sunt în plină desfășurare.